Sună așa de interesant. Viața merge înainte, nu? N-ați auzit expresia asta? Eu vreau să spun un lucru, dragii mei. Viața merge înainte în sensul în care și la tine și la mine au apărut sau vor apare riduri. Viața merge înainte în sensul în care și la tine și la mine vor apărea fire de părală. La mine mai mult decât la voi. Adică viața biologică pot să spun că merge înainte. Pe când viața spirituală sau, dacă vreți, viața care reprezintă idealurile noastre merge înainte numai dacă vrei tu. Viața nu merge înainte dacă tu nu vrei ca viața să meargă înainte. Dacă nu facem ceea ce trebuie și dacă nu facem ceea ce ne-am propus, orice am spune noi, viața nu merge înainte. Trupul merge înainte. Partea biologică merge înainte. Mulți suntem blocați în partea spirituală. Mulți suntem blocați în idealurile noastre. Așa că viața merge înainte numai biologic. Pentru că viața, așa cum ne-am dorit-o noi, s-ar putea să fie stagnat, să fie oprit undeva. De asemenea, am mai notat câteva lucruri, cum ar fi, spre exemplu, timpul rezolvă pe toate. N-ați auzit expresia asta? Foarte interesantă. Sună extrem de tentant. Timpul rezolvă. Doi frați se ceartă. Dar nu la noastră în biserică. Nu, la noi. Doi se ceartă. Și, la un moment dat, spune, lasă, domnule, timpul rezolvă pe toate. Și asta și m-am gândit. Ce rezolvă timpul? Nimic. Cel mult timpul te rezolvă și pe tine. Cu un loc de veci la Ghencea. Te rezolvă timpul, te nu te-ai văzut. Timpul nu rezolvă nimic. Omul rezolvă lucrurile. Omul rezolvă lucrurile, nu timpul. Sunt așa de multe surogate, așa de multe idei din acestea care sună bine. Și la un moment dat va trebui să distingeți, la un moment dat va trebui să fiți atenți în viață, dacă nu cumva sunteți mințiți. Dacă nu cumva lucrurile astea care sună bine, mă uit de multe ori, dar nu știu de ce mă uit, dar cred că e o curiozitate. Mă uit de multe ori pe platforma asta de socializare pe Facebook și găsesc fel de fel de pastile. Unde mă fac să zâmbesc? Altele mă îmbolnăvesc. Când mă uit la unele din astea, așa, niște surogate, niște dulcegării, sunt luate de acolo niște pseudo-gândiri, propriu-zis. E atât de obositor să... Mai bine să spui un lucru gândit de tine, original, mai bine să spui la un moment dat, aș vrea să scriu ceva și nu-mi trece nimic prin cap. Sunt convins că o să ai mai multe like-uri dacă e ceva din Tolstoi care n-ai înțeles nimic din el. 100%. Pentru că originalitatea contează mai mult decât faptul de a te da rotund, nu? Că de multe ori sunt lucruri care sunt scrise, sunt de foarte multe ori lucruri care par interesante și vă rog, în lumea aceasta care este extrem de... O lume în care există foarte mulți oameni care doresc să afirme, o lume a unor specialiști care de la înălțimea unor discuții vă trasează vouă drum în viață, voi să fiți selectivi și să spuneți așa, trebuie să gândesc. Trebuie să gândesc. Spuneți amin. Nu trebuie să muriți cu creierul nou-nouț. Folosiți-l. Folosiți-l, că e foarte bine să-l folosiți. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute. Era o glumă, că se spunea că creierul de români e foarte scump. Că e puțin folosit. Eu vreau să fie mult folosit. Ajută-ne, Doamne, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Așa. M-am mai gândit la un lucru, știți? Se spune în viața aceasta că e important să ai relații. Important e să ai prieteni. E foarte important să ai prieteni într-un fel. Dar vreau să-mi spun iubiții Domnului că cuvântul ăsta, prieten, deja e la un standard cu mult diluat față de ce înseamnă cuvântul prieten. Vreau să vă întreb în această seară, dacă vi s-ar da o foaie de hârtie și vi s-ar spune, definiți cuvântul prieten, ce ați scrie? Ar fi bine să vă gândiți în acest. Am găsit o expresie, sau dacă vreți, o definiție a cuvântului prieten fenomenală, care este în Biblie. Domnul Iisus Hristos, uitându-se la ucenicii Lui, le-a spus în felul următor. Nu vă mai numesc robi, ci vă numesc pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce mi-a spus Tatăl. Și accentul cade pe faptul că v-am împărtășit toate lucrurile care țin de mine. Te întreb în această seară, ai prieteni? Căruia să le împărtășești tot? E o definiție biblică, gândiți-vă la ea. Prietenia din punct de vedere biblic înseamnă să te poți împărtăși cuiva tot. De vreme ai rezerve, tu nu poți vorbi de prietenie. Poți vorbi de tovarăși, colegi, amici. În sfârșit, în această seară, dragii mei, aș vrea să vă pun prima întrebare, după ce am făcut această introducere cu privire la tema noastră de a deosebi voia lui Dumnezeu sau cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu. Și primul lucru la care m-am gândit este următorul lucru. De ce credincioși fiind în viață, iată o întrebare bună. De ce credincioși fiind în viață, luăm decizii greșite?
Ar trebui ca ceea ce ne privește să nu trebuiască să vorbim despre decizii greșite. De ce totuși uneori în viață luăm decizii greșite? Și primul lucru pe care vreau să vi-l propun, sau dacă vreți o explicație pe care încerc să o dau, este faptul că avem ceea ce eu am numit o semantică greșită. Ce înseamnă o semantică greșită? Eu îți spun una și tu înțelegi alta. Auzim aceleași cuvinte și le atribuim înțelesuri diferit. Auzim aceleași vorbe, dar ele nu înseamnă la fel și pentru mine, nu înseamnă și pentru tine. Și aș vrea să vă spun un lucru. Dumnezeu din cer dorește ca noi să luăm decizii bune. Amin. Dumnezeu din cer dorește ca noi să fim fericiți. Amin. Amin. Dumnezeu din cer ne oferă instrumente ca noi să putem alege într-un mod corect și bun. Amin. Amin. Problema este că Dumnezeu vorbește și s-ar putea ca noi să înțelegem ce putem înțelege noi. Și vreau să vă dau câteva exemple biblice ca să înțelegeți la ce mă refer. Câți dintre voi vreți să fiți oameni împliniți? Mâna sus. Haideți. Și balconul. Da. Și eu vreau să fiu un om împlinit. Și asta nu se referă la cântare. Deci, vreau să fiu un om împlinit. Ce înseamnă să fiu un om împlinit? Un om împlinit înseamnă să fiu un om care să ai o casă, să ai un salariu, să ai o slujbă bună, să ai o familie. Ce înseamnă împlinire? Lucrurile care înseamnă fericirea noastră. Ei, vreau să vă spun, iubiții Domnului, un lucru. Când vorbește Dumnezeu despre un om împlinit, aș vrea să vă spun la ce se gândește Dumnezeu. Noi ne gândim, din punct de vedere al împlinirii, să ne fie bine pe pământ. Nu e greșit. Dar când Dumnezeu vorbește despre oameni împliniți, vorbește despre alte coordonate care, din nefericire, nu seamănă cu ceea ce gândim noi. Vreau să vă spun de ce accentuez lucrul ăsta. Pentru că mie mi se pare că problema așteptărilor noastre și a înșelărilor noastre în așteptări se datorează și faptului că avem vise diferite de ale lui Dumnezeu. Tu niciodată n-ai cum să fii fericit că de mine visezi greșit. Pentru că te vei aștepta la ceva care nu se va împlini niciodată. De exemplu, Pavel spunea că este un om împlinit. Și zice așa, mi-am isprăvit, pe acum mă așteaptă cununa pe care Dumnezeu... Și apoi spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Pavel spunea că la sfârșitul vieții, el este un om împlinit, pentru că nu mai are nimic pe pământul acesta care să fie agățat. Este gata să fie turnat ca o jertfă. Împlinirea, din punct de vedere scriptural, înseamnă să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, lepădându-te de tine însuți. Pentru noi, cuvântul împlinire înseamnă să ai pe pământul acesta tot ce îți oferă confort. Și atunci Dumnezeu vine și spune, eu vreau să te ajut să iei decizii corecte, dar tu trebuie să te asiguri că vorbești la aceeași limbă ca Scripturii. Pentru că de multe ori ne rugăm și spunem, Doamne, ajută-mă să găsesc sens. Ajută-mă să fiu împlinit. Și Dumnezeu spune, a, deci ești gata să te lepezi de tine însuți și să te sacrifici. A, nu! Și atunci rugăciunea noastră trebuie să fie rugăciuni înțelepte. Adică nu te poți duce la cineva să-i spui, știi, rămâne cum ne-am înțeles. Și ăla pleacă acasă și spune, eu am înțeles că n-are nevoie de nimic. Și te sună la vestrezi și spune, îmi dai? Ce să stau? Ce mi-ai promis? Când ți-am promis? Pe când am vorbit? Pe cum? Ați înțeles ideea? Dialog în care fiecare pleacă cu ce gândește el. Era o vorbă printre avocați. Doi avocați, cinci păreri. Uneori se întâmplă așa cu Dumnezeu. Deci să ne asigurăm că în ceea ce privește dorințele noastre, ele sunt în aceeași linie cu al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere. Vreau să vă spun un lucru. Odată ieșeam din București și m-am dat întâlnire cu un frate la militar. Și i-am spus, ne vedem la mor. Și când am ajuns la timpul potrivit, nici urmă de fratele. Din bun simț, pentru că eu întâlnesc, nu l-am sunat imediat. Și l-am sunat după vreo 5 minute. Zic, nu ai ajuns? Ba da, zice el, cu vreo jumătate de oră înainte. Păi zic, unde ești? Eu nu te văd. Păi zice, nici eu pe tine. Păi zic, eu sunt la mol. Și eu zice, ca după aia să aflăm că era la mol cu A-L-L și eu eram la mol la stația de benzinărie. Aceleași cuvinte, înțelesuri diferite. Doamne, vreau să fiu fericit. Păi zic Dumnezeu, și eu vreau să fiu fericit. Dar asigură-te că vorbim aceeași numă. Putem auzi aceleași cuvinte și să le atribuim înțelesuri diferite. Putem să vorbim despre anumite lucruri și s-ar putea să înțelegem diferit. Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere. Amin. De asemenea, încă un lucru pe care aș vrea să vi-l spun.
este următorul. Vreți să vă fie bine în viață? Nu mai fiu bun să ridicați mâna, decât dacă vă că dormiți. Deci și mie vreau să-mi fie bine în viață. Adică cum să nu fie bine? Dacă, de exemplu, m-a întrebat cineva, ce înseamnă să-ți fie bine? Cel puțin acum, în perioada asta, binele meu ar fi să fiu lăsat în pace. Așa îmi doresc lucrul ăsta, ce n-aveți idee. Îmi doresc extra. Deci pentru mine acum, binele ar fi să fiu lăsat în pace. De cine? De oameni, nu de Dumnezeu. Acum, iubiții Domnului, gândiți-vă voi la binele pe care voi vi-l doriți. Bine pentru mine ar fi să iau examenul sau să termin nu știu ce. Sau bine. Dar când e vorba de Domnul Dumnezeu, am să vă dau un exemplu de ce înseamnă binele la Dumnezeu. Sunteți atenți? Zice Biblia la un moment dat așa, că a venit un tânăr bogat și a zis, Doamne, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică. La care Domnul Iisus Hristos, dincolo de apelativul față de care are o anumită rezervă, îi spune așa. Păi zice, binele e unul singur. Să păzești poruncile. Noi spunem, Doamne, vreau să-mi fie bine. La care Dumnezeu spune, amin. Păzește poruncile. Împlinește ce este scris. Ori noi când vorbim despre binele nostru, bine de voie. Pastorii, până unde e voie să merg în relație? Până aici? Pot să merg până pe munchie? Până pe margine? Noi doar când e vorba de binele nostru, îl traducem în sensul de confort. Îl traducem în sensul de libertate. Îl traducem în sensul de lărgire, dacă se poate, a unor drepturi și ca o luptă împotriva îngrădirilor. Dumnezeu când se uită la bine și spune, dacă vrei să-ți fie bine, vă spun un lucru. Sănătatea minții, sănătatea trupului, sănătatea relațională, sănătatea visurilor noastre, depinde de plinirea poruncilor lui Dumnezeu. N-am văzut om care să împlinească voia lui Dumnezeu și să fie cu capul dus. Dar am văzut că majoritatea păcătoșilor care nu fac voia lui Dumnezeu sunt duși cu capul. Păi să vă spun de ce. Stă cu țigara în mână. Mor, tot, își șoase plămânul. Îi spui, e rău să fume. Așa e, zice el. Păi rău. Păi zbârlă. O, ce nu pot. Își bea salariul și îi spui, măi omul, dar copiii n-au încălțăminte, n-au asta, du bani acasă. Așa ar trebui, zice el. Și mai comandă o vodcă. Asta e nebunie curată la cap. Le spui lucrurile. Și sunt care vin și spune, zice, îți spun, aveam altă un botez pe cineva care făcea o mărturisire că și-a jucat și juca toți banii care-i câștiga și avea o firmă prosperă la casino. Și spunea, dom'le, nu știu cât ori am zis că e rău lucrul ăsta și că nu mă mai duc. S-a dus în sfârșit în pădure să se spânzure. A luat o funie și mi-i poveste, s-a întâmplat la noi, a pus de o creangă și slăvit să fie Dumnezeu că s-a rupt creanga aceea cu totul și când a căzut direct în brațele lui Dumnezeu. S-a întors la Dumnezeu. Asta face păcatul. Năucește. Întotdeauna când este vorba de bine în viață, să știi că binele este unul singur. Păzește poruncile lui Dumnezeu. Respectă cuvântul lui Dumnezeu. Și sănătatea aici, la inimă. Te culci liniștit, nu trebuie să-ți fie frică. Când ești corect și respecti poruncile lui Dumnezeu, n-ai probleme. Amin. Să vii să fie Domnul. Aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Uite, în seara aceasta numai ce făcurăm un exercițiu cu poeții puternici. Cine ar vrea pe pământul acesta să n-aibă putere? Cum te visezi? Păi să spună pastorul cum o visezi. În cârșe, fără dantură, într-o casă de bătrân. Nu, nu ne visăm așa. Ne visăm puternici, undeva cu o căsuță la malul mării sau la munte, cu o pensie, cu nepoții lângă noi, sărbători de sărbători. Nu, toți vrem să fim puternici, nu? Băieții, tot de-aia ne pasam, nu? Vreți să lasă cămășile. Vrem putere. Câți nu vreți să fim puternici? Câți dintre dumneavoastră ar să tremurați mereu în fața vieții? Nu. De exemplu, dacă ar zice Dumnezeu, asta e important să vedem ce înseamnă puterea cum o vede El. Când dintre voi ați vrea în seara aceasta, de exemplu, dar să fiți sincer, să lăsați la o parte ce este corect să spuneți. Am, zice Dumnezeu, o mulțime de locuri libere pentru robi, servitori, netrebnici. Acum, cine să se ducă să fie rob netrebnic? Toți vrem ce fie, toți vrem putere, nu? Dar Dumnezeu vine și spune în această seară că atunci când ești puternic, cea mai mare putere în viață este puterea de a te stăpâni pe tine și puterea de a sluji lui Dumnezeu. Hristos a venit ca miel și Hristos s-a înălțat la cer ca leu. Aleluia! De fapt, puterea cea mai mare este puterea de a ști să te lepezi de tine însuți,
Puterea răstignirii. Mă întreba cineva odată surprins. Nu știu, am avut o zi din asta ciudată. Toată ziua, întâi au început săgețile, după care au trecut la arme grele, pistoale, după aia mitraliere. Toată ziua m-au ciuluit. Și de dimineață până seara am avut o zi din asta, cum n-aș mai vrea să am. Și cineva mireată spune la un moment dat, zice, cum reziști la toate lucrurile astea? Am spus, știți cum rezist? Îți ca Schweizerul, găurit tot. Și rezist pentru că unele gloanțe trec prin vechile găuri. Și ce este găurit, nu mai doare. Așa este puterea în viață. Noi de multe ori spunem că puterea înseamnă să stăpânești peste oameni. Puterea adevărată să stăpânești peste tine. Puterea adevărată nu este să ți se slujească sau să ai slujitor, ci tu să fii un om care să te dăruiești altuia. Și este o putere fantastică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Probleme de semantică. Asta vreau să vă spun. Fericirea. Fericirea. Nu mai intru în discuții. Și Dumnezeu are o definiție a fericirii. Nu știu cum vă vedeți voi fericirea. Ia închipuiți-vă acum visul fericirii voastre. Cum e? Garantat că visul fericirii noastre are legătură cu Pământul. Dumnezeu spune în felul următor. Cine cuce de la legea Domnului e fericit. Cine se încrede în Domnul găsește fericirea. Probleme de semantică. Iubiții Domnului, aș vrea această seară să fim convinși că înțelegem ce ne spune Dumnezeu. Haideți să vă ilustrez ce am spus, ca să țineți minte. Un tată absent mergea cu mașina frământat de grija facturilor. Tot făcea calcule în lume. Pe banchiara din spate, copilul lui, plictisit, era cald, la un moment dat îl întreabă. Tatăl zice, uite, am mușcat din mărul ăsta. Zice, dar de ce după o perioadă de timp mărul se negrește? La care tata, gândindu-se la facturi, zice, puiule, să știi că oxigenul intră în reacție cu structura moleculară a mărului și intervine astfel oxidarea. Copilul stă un pic, tace, după care îi spune, tată, cu mine vorbești? Bune Dumnezeu! Dacă noi nu înțelegem limba, cum să ne ajută? Cred că Dumnezeu a pus indicatoare pe drumul vieții noastre pentru că nu pricepem ce ne spune. Cred că Dumnezeu de multe ori este nevoit să ne pună în față, de da mai sigur, ca să trească să știm că trebuie să ne oprim. Sunt foarte multe lucruri în viață care n-ar trebui să fie așa. Dumnezeu ne-a vorbit. Întâi Dumnezeu a fost o adiere primăvăratică și apoi va trebui să pună furtuna în funcțiune pentru că tot nu înțelegem. Și mă rog în această seară când este vorba să luăm decizii, iubiții Domnului, să ne asigurăm că știm să vorbim și să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne spune. Amin? Amin. Și pentru asta va trebui să facem efortul. Pentru asta va trebui ca mereu să ne ascuțim simțul acesta duhovnicesc și mereu să fim mai înțelepți decât am fost ieri. Aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem ce spune Domnul. Când Domnul vorbește, noi să știm ce ne vorbește Domnul. Când Dumnezeu vorbește, să luăm aminte la ce vorbește Domnul și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Acum vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului, și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea în această seară să fac o distinție care să ne ajute să fim un pic mai relaxați. Vreau să vorbesc deschis cu dumneavoastră, îmi permiteți? Deschis. Ca cu niște tineri, da? Îmi este foarte teamă în viață de orice lucru care poate să-mi îngrădească libertatea de copil de Dumnezeu. Am băgat de seamă că, din nefericire, există un soi de bigotism. Chiar un soi de fanatism. Sunt oameni speriați care n-ar vrea să-L supere Dumnezeu și asta este un lucru bun. Dar pentru că nu vor să-L supere pe Dumnezeu, au nevoie de ajutorul Duhului Sfânt și când vor să traverseze strada. Nu vreau să exagerez și nu vreau să întristez pe nimeni. Dar Dumnezeu din cer n-ar vrea ca o viață întreagă să ne țină de mână pentru că nu ieșim de la creștere și de la biblie. Va trebui ca în viața aceasta să devii un om care să știi ce faci, un om care să gândești, un om care să fii în picioare, un om care să poți să n-ai nicio teamă. Vreau să spun un lucru, dragii mei, nu trebuie să te sperii în fața unei decizii și nu trebuie să trăiești într-un fel închisat. Este un lucru extraordinar că Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Amin. Este extraordinar că în biserică există daruri de descoperire și că Dumnezeu vorbește prin proroci. Este extraordinar că Dumnezeu vorbește prin vedenii și prin vise. Dar lăsați să vă spun un lucru ca să vă fie clar în viață.
Sunt decizii pe care va trebui să le luăm noi. E atât de ușor și știu atâția tineri care, după ce s-au îndrăgostit de o fată și i-au declarat iubire eternă, când, de fapt, în mod real, n-au mai avut interes pentru ea, pentru că erau niște neserioși, s-au ascuns în spatele unor așa zise descoperiri. Domnul mi-a descoperit, nu știu care, că dacă te duci la 5 proroci, tot o să te, unul tot o să te zăpăcească de cap. Și să prorocească cum vrei tu. Vă spun lucruri care sunt adevărate. Dacă vrei să sucești realitatea după cum îți convine ție, tot vei găsi ceva. Deci, la un moment dat, un tânăr a venit și a spus unei tineri, zice, am avut un vis, zice, în visul acesta, eu vorbeam cu tine și îți mergeam, ne plimbam, oare ce să însemne visul ăsta? La care îi spune, aia să înseamnă că atunci când dormi, ești mai deștept de dormi. N-aș vrea să stați cu frica în sân. N-aș vrea ca să înțelegeți că Dumnezeu din cer stă cu o sabie și nu știu, dacă tu iei o decizie, Dumnezeu din cer te lovește, secunda numărul 1. N-aș vrea să vă pierdeți libertatea și dulceața harului Dumnezeu. Aș vrea să înțelegeți că există responsabilitatea ca voi să aveți în viața voastră puterea de la decizie. E atât de ușor să te ascunzi în dărâtul unor lucruri. Și așa de greu este și obositor este să lucrezi asupra sufletului tău. Sunt foarte multe situații în viață când oamenii pur și simplu se ascund pentru că nu vor să iau decizii. Mi se pare că în viață un lucru extrem de important este acela de a deveni cum vrea Dumnezeu. În momentul în care porți chipul lui Dumnezeu, în momentul în care devii un om matur, nu va trebui să-ți fie frică. Vei vedea că decizia pe care o iei va semna cu stăpânul tău. Vreau să vă spun câteva lucruri, dragii mei. Am fost întrebat și haideți să fim cinstiți cu totul. Vreau să vă pun o întrebare. Ați avut măcar o răscruce în viața voastră când ați avut nevoie de un răspuns de la Domnul? Nu m-a spus. Haideți. Fiți cu totul cinstiți. Bun. V-ați rugat corect. Și pentru că n-ați primit răspuns imediat, ați postit. Și după ce ați postit, v-ați uitat în Biblie și ați citit din Biblie. Și după ce ați citit din Biblie, de multe ori ați rămas la fel cum ați fost înaintea cu întrebare. Eu vreau să vă spun un lucru. Noi de multe ori declarăm cu ușurință, Domnul mi-a vorbit. Și nu e așa. De multe ori spunem cu emfază, Domnul îmi zice să. Și Domnul îmi zice, de exemplu, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Odată sunase cineva la mine la ușă, era calul în jur, era roșu, la brand. Frate, ce Domnul să te binecuvânteze și pe tine, am zis eu. Frate, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să te aduc asta. Duhul Sfânt mi-a vorbit să te aduc asta. Mi-a dus o vază. Era foarte bine că era într-o vreme de sărăcie. Dar numai ce mi-a dus iese mama un butoi întreg. Și am stat și m-am gândit, cum ar fi făcut Duhul Sfânt? Ați înțeles ideea? De multe ori, cu atât ușurință vorbim despre lucruri care zicem noi că sunt de la Dumnezeu. Și noi trebuie să fim un pic mai atenți și smeriți și să fim cu oameni care să fim sinceri. Eu vreau să spun un lucru. Am avut momente rare în viață când Dumnezeu mi-a vorbit cu adevărat. De cele mai multe ori Dumnezeu a tăcut și Dumnezeu nu mi-a spus nimic. De cele mai multe ori în viață n-am avut foarte multe vise de la Dumnezeu, ca să mai spun de vedenii sau descoperiri. Și dacă suntem sinceri viții Domnului, ar trebui să recunoaștem că de cele mai multe ori Dumnezeu tace când primim întrebări. Dacă însă noi suntem oameni care nu recunoaștem lucrul acesta, s-ar putea să fim oameni care să cădem într-o cursă. Eu de cele mai multe ori în privința aceasta vreau să vă spun că m-am izbit de tăcerea lui Dumnezeu și a trebuit să găsesc până la urmă și în tăcerea lui Dumnezeu, înțeles. Și ar fi bine să fim sinceri, Dumnezeu să ne ajute. Acum, am fost întrebat, frate Florin, care este voia Domnului cu privire la căsătorie? Care este voia Domnului cu privire la profesie? Asta mi-a spus Timotei să vorbesc în seara asta. Care este voia Domnului cu privire la ce? Europarlamentar? Nu știu. În sfârșit, acum zic. Frații mei, surorile mele, mai întâi de toate vreau să înțelegem un lucru și apoi să ne lămurim. Să nu mai folosiți expresia care este voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Pentru că voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie este limpede. Nu vă înjugați la un joc nepotrivit.
Noi de cele mai multe ori când vorbim despre voia lui Dumnezeu, uităm că voia lui Dumnezeu nu e negociabilă și voia lui Dumnezeu nu se schimbă după cum e timpul. Voia lui Dumnezeu este normativă și voia lui Dumnezeu este în Biblie. Există o voia lui Dumnezeu numită voia generală și vreau să vă spun această seară. 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Amin. Când voi puneți întrebarea care este voia lui Dumnezeu, să știți că totdeauna voia lui Dumnezeu nu e un mister. Voia lui Dumnezeu nu este în așa fel încât oamenii să nu înțeleagă. Voia lui Dumnezeu a fost, va fi și va rămâne sfințirea noastră. Din punctul acesta de vedere, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că de când noi folosim această expresie, care este voia lui Dumnezeu cu privire la profesia mea? Voia lui Dumnezeu este sfințirea ta. Voia lui Dumnezeu este să rămâi în această voia lui Dumnezeu. Și ea este trecută în Biblie. Am să vă dau câteva exemple. Matei 21:31. Zice Biblia în felul următor, în pilda celor doi fii. I-a zis unea, du-te, și a zis, mă duc, și a zis celălalt, du-te, nu mă duc. Și cel care a zis, nu mă duc, s-a dus, corect? Și Biblia pune următoarea întrebare. Care din amândoi a făcut voia Tatălui său? Care? Ziceți voi. Cel care a zis, nu mă duc, și s-a dus. Deci pe Dumnezeu nu-L impresionează declarațiile noastre de duminică dimineață, nu-L impresionează nici declarațiile de credință, ci Dumnezeu-L interesează ce? Fapta. Pe Dumnezeu interesează să fie o concordanță între ceea ce spunem și ceea ce facem. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu spune că voia Lui este separarea de tot ceea ce înseamnă lumesc. Noi trebuie să ieșim din mijlocul păcatului, noi trebuie să ne despărțim de tot ceea ce înseamnă prietenii și tovărășirele. Când vorbim despre voia lui Dumnezeu, niciodată să nu cădem în această extremă, dincolo de care să spunem, eu nu știu care e voia lui Dumnezeu. Orice om care are Biblie știe că voia lui Dumnezeu este sfințirea. Amin. Amin. Vreau să vă mai dau câteva exemple ca să înțelegeți că voia lui Dumnezeu este explicită. Amin. Spune Biblia în felul următor. Să nu vă potriviți chipului viatului acestui, Roman 12:2, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine. Biblia spune că voia lui Dumnezeu este ca mintea ta totdeauna să fie îmbibată de cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în tine direcția Lui. Cum putem spune că nu știm voia lui Dumnezeu când voia lui Dumnezeu este explicită? Este sfințirea, este separarea, este concordanța dintre fapte și cuvânt și întotdeauna voia lui Dumnezeu este ca mintea ta să fie prefăcută prin înnoirea pe care o realizează cuvântul lui Dumnezeu și acțiunea Duhului Sfânt. Amin! Nu mai spune că noi nu știm care e voia lui Dumnezeu. Facem atât de multe conferințe, care e voia lui Dumnezeu. Te-ai trecut în Biblia. Numai ți-a deschis și este extrem de simplu. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun. 2 Corinteni 7:10. Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii, spune Biblia, aduce moarte. Voia lui Dumnezeu este ca tristețile din viața noastră să fie tristeți cu privire la aspectele spirituale, nu tristeți cu privire la faptul că mergem împreună cu lumea. Da, să nu te lacrimi pe obrazul oamenilor. Și ce dată? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu este dator să răspundă tuturor lacrimilor? Păi există și lacrimile prostiei. Există și lacrimile ciudă. Cum adică și-au luat asta mașina mai bună ca mine? Deci Dumnezeu este obligat să se ridice, să spună, vai, plâng ei. Întristarea care cu adevărat Dumnezeu o numește după voia Lui, este întristarea cu privire la regresul spiritual, la neîmplinirea lucrurilor spirituale. Și Biblia spune foarte clar că voia lui Dumnezeu este foarte limpede. Voia lui Dumnezeu este ca întristările tale să nu fie întristări aducătoare de moarte. Care sunt întristările aducătoare de moarte? Invidia. Dar de ce o să spuneți că aduce moarte invidia? Păi când invidiezi pe cineva, lucrează ficatul. Nu să știți ce tulburări de ficat ai când ai invidie pe cineva? Nu să știți de ce unii nu dorm noaptea? Că se tot frământă în patul lor. Cu privire la alții. Și nu-și dau seama că devin robii lor și prizonierii lor. Eu le spune că sunt o mulțime de întristări. Comparativ. Te compari. Cum adică ce are ăla și n-am eu? Și întristarea asta ce te aduce? Viață? Moarte. Că te predispune la ce? La decizii greșite. Biblia spune, întristările pe care Dumnezeu numește după voia Lui sunt întristările care te fac să fii cum? Mai pocăit, mai sfânt, mai doritor să faci voia Domnului. Amin. Amin. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară. Efeseni 6:6. Slujiți-le numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă. Voia lui Dumnezeu este ca relațiile dintre noi să nu fim fățarnici. Oh, ce mă bucur că te văd. Spui tu. Ne salutăm cu
cu efuziuni sentimentale. Și după ce se depărtează 2, 5, 7 metri, poate nici atâta, dă-i. Ai văzut cu ce am plecat? Nu știu când să vină la... Era mai pastor în Cluj. V-am dat și subiect. Ați înțeles ideea? Voia lui Dumnezeu este ca întotdeauna în relațiile dintre noi să căutăm să plăcem lui Dumnezeu. Aleluia! N-am două măsuri, cu unii și cu alții. Va trebui ca întotdeauna să cauți, să înțelegi că e supritirea lui Dumnezeu. Și cu unul și cu altul egal. Spune celui ce trebuie să știe adevărul, spune ce trebuie să fie mânghiat. Mânghia, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Și atunci, despre ce vorbim noi în această seară? Atunci înseamnă că dacă voia lui Dumnezeu o cunoaștem și voia lui Dumnezeu este sfințirea, înseamnă că noi vorbim despre un alt aspect și tema conferinței noastre sau la întâlnirii acestea este alta. Deciziile. Înseamnă că ce ne revine nouă și ceea ce a trebuit să înțelegem noi este cum să iau o decizie corectă. Deci nu mai amestecăm lucrurile spunând dacă e voia lui Dumnezeu să mă căsătoresc cu X. Pentru că voia lui Dumnezeu să te căsătorești cu X face de fapt obiectul unei decizii. Pentru că voia lui Dumnezeu care este? Să fii sfânt și să nu te înjuri la un joc nepotrivit cu cel necredincios. Amin. Deci voia lui Dumnezeu o cunoaștem. Ce nu cunoaștem noi este răspunsul la întrebarea pe care o punem și nu cunoaștem modul în care să luăm o decizie corectă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori ne ascundem în spatele acestui cuvânt. Voia lui Dumnezeu. Acest sintagm. Dar Dumnezeu spune, voia mea e clară, prieten. E trecută în Biblie. De fapt, vorbim despre decizii. Să iei niște decizii înțelepte. Și cum putem să luăm niște decizii înțelepte? Dumnezeu să ne ajute. Facem în această seară câțiva piloni, da? Stabilim câțiva piloni, câțiva stâlpi, dincolo de care decizi de noastră să fie corect. Amin? Ați adormit? Sunteți aici? Mâna sus. Adorați-o. Ce înseamnă asta? La revedere, da? Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este acesta. Frații mei, surorile mele, primul pilon în viață ca să ai o decizie corectă este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu când vorbesc despre Cuvântul lui Dumnezeu, sunteți atenți? Cuvântul lui Dumnezeu e Cuvântul lui Dumnezeu în relație cu mine. Încă o dată, să subliniați lucrul ăsta. Relație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să vă spun de ce. Nu la voi, că voi sunteți pocăiți. Dar sunt unii care zic, aurile am uitat în belea. Ce să fac oare? Și zice, mă duc la Biblie. Doamne Iisuse, călăuzește-mă, te rog, unde deschid cu un degetul versetul 15 din pagina din dreapta. Și ce scrie acolo? Și să vedeți niște alegorizări, niște interpretări. Doamne, odată cineva mi-a spus, frate, Dumnezeu mi-a vorbit clar. Când am citit ce mi-a spus, ce prin în contextul istoric, nu are nicio legătură cu problema lui. Dar ce înțelesese el era problema lui. De fapt, de cele mai multe ori, decizia este luată și căutăm doar o justificare. Haideți să spun un lucru. La o nuntă, cineva a trimis un bilet mirese, cu urat. Și în loc să scrie 1 Ioan capitolul 4, a pus Ioan capitolul 4. Și când i-a trimis versetul din Ioan capitolul 4, era acesta. Că 5 bărbați ai avut și cel pe care acum nu ți este. Era doar unul în față. Deosebire era doar de unul. Adică între Ioan 4 și 1 Ioan 4, diferența este colosală. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru în această seară să ne fie limpede. Noi nu putem să avem decizii corecte când Biblia este doar o carte pe care o deschidem, iertați-mi expresia că vă spun într-un mod mistic. Cartea lui Dumnezeu este o carte cu care trebuie să fii într-o relație permanentă. Cuvântul lui Dumnezeu să lăgească noi din belșug, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o relație cu Dumnezeu, să-L citim în fiecare zi pentru noi, ca să ne transforme, să ne acționeze asupra noastră. Haideți să vă spun un lucru și Dumnezeu să ne dea putere. Deci 1 Coloseni 3:16, ăsta e cuvântul. Cuvântul lui Hristos să lăgească din belșug în voi, în toată înțelepciunea. În toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă, spune Cuvântul Dumnezeu în continuare. Vreau să vă spun cu dragii mei. Și vă rog să afișați Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos vă lăsați din belșug în voi și vă rog să vă uitați la ultimul cuvânt. În toată, spuneți tare, în toată, deci în toată, Cuvântul lui Dumnezeu să lăsați în voi din belșug în toată, pe care este de fapt ceea ce Dumnezeu vrea să avem noi când luăm o decizie. Înțelepciune, prieteni. Relația cu Cuvântul lui Dumnezeu destupă mintea. Relația cu Cuvântul lui Dumnezeu deschide orizonturi noi. Relația cu Cuvântul lui Dumnezeu îți dă o maturitate în decizii.
Relația cu Cuvântul Dumnezeu te transformă și ne face un om înțelept. Înțelepciunea este un răspuns la toate problemele. Înțelepciunea nu pui pe sertar și ui când ai nevoie. Este cu tine mereu. Aleluia! Dumnezeu nu vrea să ne dea doar răspunsuri, pentru că atunci când Dumnezeu ne dă răspunsuri din acestea, ne transformă niște clienți, ne transformă niște oameni care nu mai vrem să ne desăvârșim, ne transformă niște oameni care nu vrem să ne maturizăm. La ce ne-am maturiza dacă Dumnezeu ne-ar pune răspunsul lângă perna? Trezește dimineața și ai răspunsul. Dumnezeu vrea ca noi să ne desăvârșim, să ne maturizăm. Cei mai mulți oameni cu care stau de vorbă, atunci când au o decizie de luat, nu știu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori decizia lor este o decizie trunchiată. Zice, frate, dar nu mi-a vorbit Dumnezeu prin cuvânt? Nu. Pentru că faptul că e deschis și e pus degetul, asta nu înseamnă că ți-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu trebuie să locuiască în noi. Ce înseamnă să locuiască, prieten? Mută-l la tine în inimă. Ia-l în inima ta. Și cuvântul acesta nu te va lăsa neroditor. Cuvântul acesta îți va da înțelepciune. Și înțelepciunea aceasta te va ajuta să iei decizii bune. Lăudați să fie Iisus. Amin. În al doilea rând, ce vreau să vă spun, e rugăciunea, al doilea pilon. Și încă un lucru pe care vreau să vă spun, rugăciunea este din nou cuvântul cheie, este o relație cu Dumnezeu prin rugăciune. Pentru că foarte mulți dintre noi avem probleme, necazuri și la un moment dat când avem un necaz, ce se întâmplă? Fugim de la rugăciune. Doamne, a dat necazul peste mine și mă rog. Și spune Dumnezeu și spune, de nu venea necazul, eu nu-ți auzeam glasul luna asta. De nu venea necazul, tu nu se vede vorbă cu mine. Și când e vorba despre rugăciune, eu vreau să iau o decizie corectă. Și pentru ca să iau o decizie corectă, eu vreau să mă asigur că această decizie este bună. Dar rugăciunea mea este ca un cangur, ca saltul unui cangur. Când am nevoie, mă duc la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, noi nu suntem într-o relație prin rugăciune. Tu ești numai un om care ești un client și când ai nevoie, vii la mine și mă vizitezi. Și atunci, cum poți tu să te asiguri că această decizie este corectă când tu n-ai stat de vorbă cu Dumnezeu în fiecare zi? Acum o întrebare simplă. A venit Avram și îi spune lui Sara, împachetează, plecăm. Unde? Nu știu. Când? Imediat. Ce iau cu mine? Nimic. Unde ne oprim? Nu știu. Care e prima destinație? Habar n-am. Dar de unde știi când să plecăm? I-a vorbit Dumnezeu. Când? Aseară. Unde? Pe când? La când? La 3 dimineața. Ce știu eu? Cum poți să fii sigur de lucrul ăsta? Și haideți să mai complicăm lucrurile. Zice Avram, mă duc să iau pe Isaac. Singurul fiu pe care îl iubești, singurul fiu născut. Ce fac? Mă duc să-l omor. Mă duc să-l aduc jertfă pe muntele Moria. Păi dar e singurul nostru copil, după atâția ani de rugăciune și post, venit prin minune dumnezeiască. Tu ești convins că ți-a vorbit Dumnezeu? Da. De ce? Pentru că eu am stat de vorbă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, în fiecare zi a vieții mele. Nu mă înșală Satana, îi cunosc glasul. Îi cunosc glasul lui Dumnezeu, îi știu inflexiunile, știu cum Dumnezeu vorbește, știu când Dumnezeu vorbește, dar sunt foarte mulți oameni care se duc în rugăciune și spun Domnul Dumnezeu mi-a vorbit, s-ar putea să fie un glas străin. Știi de ce? Că n-ai relație cu Dumnezeu prin rugăciune. Mă aude cineva în seara asta? Amin. Închinătorii lui Dumnezeu nu sunt închinători de zile bune. Rugăciunea este starea de vorbă cu Dumnezeu în care tu trebuie să deosebești glasul lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi nu știu și n-au urechea internă formată să deosebească glasul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că rugăciunea este un salt. Rugăciunea este inconstantă. Rugăciunea este cu cuțitul la os. Românii sunt specialiști să se salveze în ultima clipă. Ori Dumnezeu spune credincioșii stau de vorbă cu mine. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere să înțelegem. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. Cele două se potențează. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea, ele trebuie la merg împreună. Și am să vă spun de ce. Vă aduceți aminte de Daniel? Daniel, în capitolul 9. Să vă spun ce făcea Daniel în capitolul 9. Citea din Biblie. Și citea, el n-avea 66 de cărți. Da? Și citea. Și mă, citind din profeți, și-a dat seama că se împlinesc anii când ei trebuie să se întoarcă din robia babiloniană. Și când citea din cărți că trebuie să se întoarcă din robia babiloniană, în momentul acela s-a aprins inima lui și datorită cuvântului Dumnezeu s-a aruncat în rugăciune și a început să se roage fierbinte pentru întreg poporul. Cuvântul lui Dumnezeu te face să nu fii sărac în rugăciune. Stau de vorbă cu oamenii, sunt și la biserică uneori lângă oameni, sau chiar cu tinerii și aud cum se roagă. N-ai ce să faci, suntem pentecostali, la noi ușor să auzi ce spre celor. Te laud, Doamne, că... Te laud. Doamne, suntem aici sub privirile tale. Vine 8 și 10. Doamne, îți mulțumesc că îți mântuit. Slavă Domnului! Și alte lucruri de acest gen.
Suntem atât de săraci în rugăciunile noastre, multe dintre ele, frații mei, surorile mele, noi dăm lecții altora că nu știu să roage. Dar realitatea este că și noi suntem săraci în rugăciune. Rugăciunea este un șuvoi care iese dintr-o inimă care se adapă cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea este o explozie de dragoste pentru Dumnezeu pe care îl iubești. Rugăciunea are cuvinte, pentru că tu le-ai strâns în inima ta. Tu nu te poți ruga cum vrei tu. Rugăciunea noastră trebuie să fie biblice, prieteni. Dumnezeu nu onorează pretențiile mele, Dumnezeu nu onorează cuvintele mele, Dumnezeu nu onorează înduplecarea pe care eu o fac, Dumnezeu își onorează cuvântul Lui. Când te rogi în baza cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu acționează. S-a rugat Daniel și a zis, e profeția ta, e cuvântul tău, anul ăsta se împlinește. Doamne, te rog, o să spui, dacă era voia lui Dumnezeu și era scris că se întorc în robie, de ce s-a mai rugat Daniel? Că era profețit. Pentru că se întâmplă un lucru, putea să zic la un moment dat, ei se întorc, dar nu neapărat și el. Se poate împlini cuvântul lui Dumnezeu, da și amin, dar cu mine. Mă rog ca cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească cu mine. Și mă rog cu cuvintele lui Dumnezeu. Știți cât de puternică este rugăciunea pe care o amporez în cuvântul Domnului? Știți că v-am mai spus lucrul ăsta. Cei care ascultă predicile cunosc această ilustrație, este superbă. Este a lui David Wilkerson, spunea în cartea aceasta Tragedie în triumf, o colecție de mărturisiri fantastice, vă recomand să o citiți. Spunea că o femeie a avut un accident, a avut o problemă fantastică la coloana vertebrală, i-au pus-o într-un culer tare, i-au pus capul și a zis, Doamnă, nu te miști un milimetru, stai nemișcată, pentru că dacă tu te miști brusc, e posibil să-și cedeze coloana și paralizezi pe loc. Stătea femeia pe patul de spital, imobilizată, cu frica în sân, se gândea să nu se miște, era foarte greu și atunci a zis, dați-mi Scriptura, că vreau să citesc în Scriptură. Trist este uneori, nu-i și cazul ei, dar trist este uneori că spitalul ne aduce Scriptura și patul de spital ne aduce Scriptura în față. În sfârșit, femeia se roagă și ajunge la unul dintre psalmi. Și drumul dintre psalmi, vă spun, care scrie în felul următor. Tu îmi înalți capul. Și femeia când a văzut cuvântul acesta, tu îmi înalți capul, a zis, eu nu pot să țin capul drept. Dar aici scrie că tu îmi înalți capul. Tu ești Dumnezeu care ții capul meu sus. Tu ești Dumnezeu care mă sprijinești. Împlinește cuvântul tău. Și a zis, nu știu nimic altceva decât să împlinești ce scris aici. Tu, Doamne, îmi înalți capul. Că nu pot să țin. Și în momentul acela mărturisește că îmi crește până în tălpi. A simțit un foc de la Dumnezeu și s-a vindecat pe loc. De ce? Pentru că Dumnezeu își împlinește cuvântul lui. Nu cuvinte meșteșugite. Nu părerile noastre. Nu aproximările noastre. Scurt și obiect. Tată, ai zis. Doamne, făgăduit! Ce e scris, Dumnezeu va împlini. Mărire Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să avem în deciziile noastre rugăciunea ca o relație cu Dumnezeu. Nu căutarea lui Dumnezeu când ne-a ajuns cu titlul la vos. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. De ce e important lucrul ăsta? De ce e important lucrul ăsta? Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. E important lucrul acesta pentru că rugăciunea, în primul rând, te schimbă pe tine. Ați auzit ce vă spun? Nu știu de câte ori m-am dus la rugăciune să caut din partea lui Dumnezeu un ajutor în decizia pe care trebuie să o iau. Nu întotdeauna am primit din partea lui Dumnezeu un răspuns. De cele mai multe ori n-am primit un răspuns. Dar când m-am ridicat de la rugăciune, n-am mai fost același om. Am venit găină și am plecat vântul. Am venit temător și am plecat plin de încredere. Am venit cu inima frântă și m-am ridicat cu inima plină de încredere. Că rugăciunea are un efect, te schimbă pe tine. Îți dă o tărie care nu aveai înainte să te rogi Dumnezeu. Și mai faci un lucru rugăciunea. Rugăciunea îți limpezește mintea ca să poți să deosebești. Și am să vă spun un exemplu, chiar dacă el este vechi. În lucrarea pe care o fac cu copiii, noi avem doi parteneri. Și partenerii aceștia s-au certat între ei. Unul, amândoi din străinătate. Și eu eram avocat. Și fiecare dintre ei a venit la mine și mi-a zis așa. Zice, rămâi cu mine. Și dacă tu rămâi cu mine, va fi bine. Și m-am dus acasă. Și primul meu gând a fost, mă, să rămân cu cine plătește mai bine. Foarte spiritual, adânc. După care am gândit în felul următor, zic, să rămân cu cel care are bugetul mai mare. Și de buget mai mare la organizație. Voi râdeți, de parcă voi ați fi departe de mine. Tot așa ați gândit și voi, știu eu sigur. După care mi-a trecut prin minte un lucru. Zic, n-ar fi bine să vă rog. Ba da? Când m-am așteptat la rugăciune, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, în secunda numărul 1, Dumnezeu mi-a trimis deja călăuzire. M-am ridicat plin de încredere și când m-am dus, am stat de vorbă cu ei și am spus, am răspunsul. Și tu și tu mi-aș cerut să rămân împreună cu voi. Numai iată ce mi-a spus mie inima. Tu mi-ești mamă și tu mi-ești tată. Un copil să nu-l primeze la dintre mamă și tată. Dacă este să fac un lucru, voi dimisiona și voi pleca. Dar eu nu voi alege între doi oameni pe care îi iubesc.
În momentul acela am văzut cum au avut lacrimi în ochi. S-au împăcat și în ziua de astăzi sunt în pericol. Și de ce? Pentru că rugăciunea te învață un lucru, să te lepezi de tine însuți. Soluția este în lepădarea de tine însuți. Rugăciunea te schimbă pe tine. Rugăciunea îți dă puterea să fii ceea ce în mod normal n-ai putea să fii. Și decizia este influențată de puterea rugăciunii și a Duhului Sfânt. Amin. Spunea la un dat Regina Angliei, a fost întrebată, zice, Doamnă, de cine vă este cel... Care este cea mai mare frică a vieții noastre? De cine vă este cel mai tare frică? Și ce a zis ea? Deci cea mai mare spaima mea, omul de care mă tem cel mai mult, este John Knox. Păi zice, de ce? Că doar ce mare comandant nu-i goșnare? A zis, când omul ăsta se roagă, Dumnezeu pune în mișcare o armată. Cel mai tare mi este frică de John Knox. Știți că a fost reformatorul Scoției. Când se roagă, Dumnezeu pune în mișcare o armată. E mai tare ca o armată când se roagă. Atât suntem de slabi și alergăm la soluții omenești. Când Dumnezeu ne încerc, spune că prin rugăciune ne pune la dispoziție o armată întreagă. Și Dumnezeu te face pe tine o armată. Lăudați să fie Dumnezeu. Trei. Al treia loc, al treia pilon pe care vrem în această seară să-l avem. Este părtășia, frate. Părtășia. Și aș vrea să vă spun în această seară un lucru. Și să fiți atenți la ce vă spun, că e foarte, foarte vag cuvântul ăsta, părtășie. Uite, de exemplu, eu am venit împreună cu ei și sunt împreună cu ei de ceva vreme. Și suntem foarte mulți în biserică. Noi suntem peste 1000 pe un program. Cum e părtășia asta? Sunteți atenți la ce vă spun. Cântăm. Ogoarele sunt gata de recoltă. Și lucrătorii sunt așa cu trimite-mă, Doamne, și te gândești tu, China, Asia, Africa, Honolulu. Dar tu nu poți să treci de marginea scaunului, că pe la atât te nervează lângă tine. Două scaune mai încolo, tu nu poți să treci cu privirea, nu? În deciziile noastre, trebuie să ne asigurăm, iubiții Domnului, că am înțeles cuvântul părtășiei. Ce înseamnă cuvântul părtășiei? Adică, ce înseamnă, de fapt, de ce am nevoie în ora deciziilor de părtășie? Pentru că în viață ai nevoie de oameni care să te ajute când iei o decizie. Eu vreau să vă spun un lucru. Există oameni în biserică care m-au ajutat foarte mult. Sunt oameni care mi-au înrăurit viața. În prima fază, când m-am uitat la ei, am zis, mă, ciudat e lucrul ăsta. Și am zis, vă spun un lucru. Aveam o soră în biserică, când venea la biserică, o auzeai de pe undeva de prin hol. O auzeai de prin hol că ea, când urca scările, spunea, slavă ție, Doamne, că am ajuns la biserică. Avea probleme de picioare și nu putea să urce scările. Pentru ea era o performanță extraordinară că a ajuns în hol și când ajungea în capul scărilor, striga, aleluia, slăviți să fie Dumnezeu că am urcat scările. Când am fost atât cu dânsa acasă, am condus-o până acasă și când am intrat în casă, frate Florin, te rog să facem o rugăciune. Și a început, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai pus de hoți. Am găsit, Doamne, casa bine. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat casa. Și se ruga și spunea, Doamne, îți mulțumesc pentru frigider. Doamne, te rog frumos să binecuvântez compresorul de la frigider. Să binecuvântez freonul de la frigider. Eu stăteam și mă gândeam în timp ce se ruga dânsa și la un moment dat, cu coada ochiului, am avut o părere, nu vreau să vă spun. Să vă spun, nu, exagerarea Dumnezeu, freon, compresorul. Adică ce rugăciune este aceasta? La un moment dat ai tendința să dezavuiezi experiența celui de lângă tine. Și apoi am înțeles în viață un lucru. Frații mei, surorile mele, să știți că nimic bun nu este în viață dacă nu este însoțit de mulțumire și binecuvântare. La 45 de ani am ajuns să mă rog să funcționeze toată casa în parametri buni. 3 zile am stat pe întuneric, pentru că becul de afară a făcut un scurt. Și ne-am dus la toate becurile din casă. Am venit. Deci nu-i poveste. M-ați auzit, duminică seara eram în întuneric. Și până în joi a durat întunericul. Știți de ce? Pentru că toți care au venit, au verificat în casă unde-i scurtul. De toate becurile din casă. Și am din asta cum se cheamă. Așa. Și au verificat de niciun. Doamne, nu știu unde-i scurtul. Și ce crezi că am făcut prieteni? Doamne, te rog frumos, pune tu mâna acolo, trimite-l acolo. Și în sfârșit, pe joi, după ce ne-am rugat și am zis, Doamne, te rog bine, trimite-l acolo unde trebuie, Doamne. Unul a zis, ia să mă duc și afară, mai aveți un bec afară de la ce afară era. Acum mă rog și pentru freon. E bine să ai apă rece, vara. Și mă rog pentru lucrul acesta, pentru că am învățat ceva în viață. Că niciodată nu-i prea mult să zici Dumnezeu păzește, ocrotește, binecuvântează. Nimic nu ne iese dacă nu ne rugăm Dumnezeu. Și contează să stai lângă oameni care să-ți ofere o expertiză corectă, încă în față, oameni superficiali, oameni care au o aproximare a ceea ce înseamnă viața de credință, îți vor furniza impresii și gânduri greșite. Eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, să stați lângă oameni care vă aprind.
Să stați lângă oameni care dau foc vieții voastre. Să stați lângă oameni care vă dau perspective înalte. Să stați lângă oameni care vă trag după ei prin înălțimea visului lor. Să nu stați lângă oameni mici, pentru că o să deveniți ca și ei. La un moment dat o să vă înrăurească. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Este corect că noi trebuie să întrebăm pe oamenii lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă spun că important este când e vorba despre decizii și despre părtășie. La cine cauți tu expertiză? Cine este omul care ar trebui, la care trebuie să mergi? Că se spune la un moment dat, Doamne, să mergi să stai de vorbă cu pastorul bisericii. Păi știa că pastorul bisericii este un om care nu știe să țină... Te auzi predicat. Ce, eu o soră în biserică, nu spun cine este, pistrui cu ochii albaștri, e a treia fiica lui, dintr-o familie, dar eu nu spun cine este. Și au venit la mine și m-au mărturisit, asta, și mulți oameni nu mai vor să meargă la pastor. La cine să te duci? Și la cine să mergeți? Oamenii a căror viață vă inspiră. Uite-te la faptele lor și du-te și vorbește cu oamenii cu care, la care uite-te, ai vrea să ieși tu ce au ei. Presupunând că vrem un sfat de familie. Du-te la cineva care vezi că își iubește soția și soția îl iubește pe el. Vrei un sfat de profesie. La cine te duci? La unul care și-a schimbat serviciul de 15 ori și șomer de 2 ani. Nu. La cineva care vezi că are și ceva cu viața asta lui. Ați înțeles ideea? Deci părtășia aceasta și expertiza trebuie să o cerem de la oameni care ce au. O dovadă a faptului că au trăit bine cu Dumnezeu. O dovadă a împlinirilor. Te duci să iei un sfat de la un părinte care are 10 copii și să pocăiți toți. Nu? Nu de la un psiholog care are un singur copil și el a făcut de șansuri. Că nu neapărat calitatea formală a ceea ce ești, cât dovada faptului că ai trăit cu Dumnezeu e mai importantă pentru expertiză. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Mai puteți? Da, puțin și ei. Și al patrulea pilon pe care trebuie să-l avem în viață. Haideți să rememorăm. Trebuie să ai cuvântul lui Dumnezeu și nu oricum, ci o relație cu Dumnezeu. Rugăciunea. Cum? Într-o relație cu Dumnezeu. Părtășia ce este? Însăși definiția relației. Și acum tăcerea. Dar de ce este importantă tăcerea? Ați văzut la un om care are o problemă și este agitat? Știți cum este? Speedy Gonzales. Dă telefon. Ce să fac? Se uită în stânga. N-are-a strâmbă. Mai știu număr de telefon a cuiva. Ia de telefon. Ia se învârte. Pleacă de acasă. Se duce pe drumuri. Vreau să vă spun că agitația asta, de cele mai multe ori, ne face să luăm o decizie greșită. Biblia spune, aștept în tăcere. Ajutor, aștept în tăcere. Noi de cele mai multe ori n-avem timp să medităm, să cugetăm și să evaluăm. Când în viața noastră intervine o necesitate și trebuie să luăm o decizie, intrăm într-o stare și într-un iureș, care de cele mai multe ori ne fac să vedem greșit. Vreau să vă spun un lucru. Ce sentiment aveți când treceți printr-o pădure înflorită în mijlocul unui mai frumos, călduros? Apăsați accelerația la mașină să mergeți cu 200 la oră. Nu. Puneți frâna și ușor, ușor, poate chiar trageți pe dreapta, ieșiți din mașină. Trageți aer în piept, te uzești în împrejurate și spui, wow! Dumnezeu vrea să te oprești, să spui din când în când, wow! Dumnezeu vrea să stai, să te uiți cu atenție și să spune Apostolul Pavel, pe când străbăteam ce vedea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați. Adică cum? Atent la detalii. De multe ori, faptul că nu stăm, nu așteptăm, nu evaluăm, nu cumpănim, nu punem în cântare, nu așteptăm, stai puțin, am pus lucrul ăsta, mă gândesc, lasă să se macereze. Lasă să se maturizeze, lasă să se aducă la rod. Dă-i timp să înflorească, dă-i timp să-i simți esența, dă-i timp să-i simți mireasma, dă-i timp să te convingă. Lasă un pic timpul să treacă. Nu foarte mult, dar lasă un pic. Pentru că trebuie să evaluezi, trebuie să ai un cântar să evaluezi și trebuie să ai răbdare cu deciziile acestea. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și aș vrea din toată inima în această seară să închei spunându-vă, dăruindu-vă un test practic. Eu l-am numit un test. Și vreau să fiți atenți la el. Sunteți atenți? Un test practic. El pleacă, nu este propriu-zis inovația mea. Spune că Socrate s-a întâlnit într-o zi cu un om și omul acesta îi zice așa, ai auzit ce se spune despre X? La care Socrate a zis, înainte să-mi spui ce se zice despre X, permite să-mi spun trei întrebări. Prima întrebare. Ai auzit cu urechile tale?
2. Ai stat de vorbă cu persoana despre care vrei să-mi spui? Nu. 3. Dacă tu îmi spui mie lucrul ăsta, pe tine și pe mine, ne face mai bun? Nu. Atunci trebuie să nu spui. Un test a celor 3 inele, numește la care. Știți care este primul test? Când eu iau o decizie. Este să răspund la întrebarea cine. Cine ia decizia? Țărâna sau copilul de Dumnezeu? Pentru că unul dintre lucrurile vieții este ca Satana să-ți fure identitatea, să uiți că ești copilul de Dumnezeu. Alergăm și noi în aceeași direcție ca toți. Tu ești copilul de Dumnezeu. Eu trebuie să stau să cumpănesc. Cine ia decizia? Copilul Dumnezeu, când ia o decizie, stă de vorbă cu Tatăl, cu rugăciune. Apelează la ce? La făgăduințele și lumina sfântă, care este cine? Cuvântul Domnului. Călăuzirea Duhului Sfânt, părtășia frățească și tăcere. Cine ia deciziile în viața ta? Studenta? Mama? Părintele? Copilul de Dumnezeu. Dacă nu luăm decizii în calitatea corespunzătoare, deciziile noastre trebuie să fie greșite. Când spun că trebuie să iau o decizie în calitate de copil de Dumnezeu, mă raportez la cine? La tata. La tata. Al doilea lucru pe care vreau să vin împărtășesc este cuvântul ce. Cine este primul și se referă la identitate. Și am să vă spun un lucru fantastic. Fiți atenți în această stare. Vă propun la sfârșit un verset uluitor. O întrebare simplă. Dacă în această seară, cântărindu-te în cântarul lui Dumnezeu, poți să spui așa. Eu nu sunt, Doamne, potrivnic și nici vrăjmaș. Nu trăiesc, Doamne, în necurăție, ci mă zbat să fiu neprihănit. Iubesc cuvântul Tău, mă rog și nu sunt certat cu oameni. Nu le fac pe toate cum aș vrea, dar totdeauna sunt înaintea ochilor. M-am luptat și mă lupt și pot să spun în această seară fără temere că sunt copil de Dumnezeu. Știți care ar să fie răspunsul Domnului în deciziile pe care voi le veți lua? Îl spun această seară. Iată care e răspunsul Domnului. Eclesiastul 9:7. Du-te de mănâncă-ți pâinea cu bucurie. Căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Vreți să vă spun un lucru? Niciodată un copil de Dumnezeu nu vă lua decizii noastre. Noi acționăm de cele mai multe ori asupra întrebărilor și așteptăm un răspuns când de fapt Dumnezeu spune fii copil de Dumnezeu și tot ce va produce mintea ta și toate hotărârile tale vor fi drepte și cuminte și înțelepte. Cine ia decizia? Țărâna? Pofta? Dorința? Circumstanțele? Împrejurările? Presiunea celor din jurul tău? Cine ia decizia? Cine decide în locul tău? Nimeni. Eu decid. În ce calitate? De copil de Dumnezeu. Ce? Este a doua întrebare. Când pui întrebarea ce, ca și test, trebuie să te gândești la următorul lucru. Care este scopul? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine să facă? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine să facă în această împrejurare? Eu am luat această decizie. Dar ce așteaptă Dumnezeu? Știți că este o carte fantastică. Ce ar face Iisus în locul meu? Să te așezi, să-L pui pe Dumnezeu în locul tău, să te... Ce ar face Iisus în locul meu? Care este scopul? Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Cine ia decizia? Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Și poate ultima întrebare și cea mai grea. Unde? Când iau o decizie, gândește-te la întrebări. Cine ia decizia? Ce așteptare are Domnul? Și unde? Unde ce? Unde mă duce decizia? Mă duce mai aproape de Dumnezeu? Amin, mă iau. Mă desparte de Dumnezeu, indiferent cât ar părea de bună. Noia! Dacă decizia mă duce departe de voia lui Dumnezeu, spune Biblia așa, de la marginea pământului de strig, ziceți, Doamne, dar știți care este